Gata, deschis oficiu. E un spațiu mic, dar care mi-a folosit și desfășor activitatea de vreo 20 de ani aici. Și... mi-a zis că lucrarea asta e călduță. Ce înseamnă lucrare călduță? Călduță, că de-abia am adus-o de la atelierul de turnătorie. E turnat în bronz, vedeți că are urmele de delimitare a sticlului, busturile clasice făcute la comandă. Mă accentuează latura academică, pentru că eu sunt și profesor. Să trăiți, să trăiți. Da. Și aveți privilegiu să vedeți nu numai opera, dar și artistul. Deci puteți intra, puteți pune întrebări. Uitați, vă și povestesc dacă nu vă plictisesc, dar prima oară mai bine vă uitați. Deci întâi intrăm la domnul profesor universitar, scriitorul Sorin Purcaru, da? Poftiți, poftiți. Eu lucrez în toate tipurile de materiale. În materiale considerate cândva neconvenționale, polistiren, burete, spumă poliuretanică, rășini epoxidice, o grămadă. Oricum, forma e aceea și trebuie da. Să aveți formă. Thank you.
Tak, 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 tak